ce s-a întâmplat între Roxa și... unde ești, că nu te văd? Ana Maria. Așa. Aici. Păi să spună ea. Păi da, ce să spun eu? Da, e greșit, păi, asumă. Eu mi-am asumat, tocmai asta am spus. Tu crezi că eu o să mă cert? Repet, nu mai vreau să, draga mea, nu mai vreau să am niciun conflict cu tine. Da, draga. Eu de acum prefer chiar mai mult să tac decât să fac. Și o să fac. Pentru că nu are rost să mă cer cu tine. Adevărat, ai face bine asta. Nu, nu văd rolul. Ai face foarte bine. Nu. Ești cum ești, mi-ai folosit lucrurile. Cum adică ai, cum sunt? Ai recunoscut. Alo? După un timp că ai greșit. Cum sunt? Acum ai recunoscut. Roxa. De ce sunt? Roxa. Vezi să nu răgușești, dragă, că nu mai pot cânta. Stai liniștită, Maria. Că eu nu răgușesc. O să vă rog să aveți grijă la atitudinea pe care, pe care o manifestați. Și ca să vedeți cum reacționați, eu o să vă invit să vedeți imaginile. Trebuie să vorbesc ceva cu tine. Ia, am întrebat ochii. Întrebați-vă, păi, dacă hai că ies eu, dar vreau să-mi fac niște cât... Păi nu știu, le-am găsit aici. Eu să știu. Eu am păi cum nu știi ea cuie sunt? Păi eu tabia m-am schimbat. Păi alea sunt ale. Păi... A, scuze. N-am știut. Păi nu știu, dar eu le-am găsit aici și am să o manchez. Dar de ce ți-ai împrășcat? Am crezut că are și aceeași... Nu, mi-am găsit, erau acolo și le văd aici. Da, nu era frumos să-ți ceri voie. Ba da, mă, dar dacă nu era nimeni aici, apoi că n-am vrut să ies. Păi da, dar era frumos să vii să întrebi a cui sunt și dacă ai voie să le folosești. Da, frate, e adevărat, îmi cer păi scuze. Păi eu dacă găsesc o pereche de kilos, da, dar nu trebuie să faci acum scandal. Ia, poți să-ți iei asta, da, ba nu, picioarele, adică... Dar nici nu le mai vreau, poți să le și păstrezi, sigur, cum să nu, tu crezi că eu stau... Măi, Ana, tu crezi că eu stau în astea? Pă bun, uite-te așa puțin și tu. E foarte adevărat, mi-am cerut scuze. Eu dacă găsesc 10 kg, problema ta, nu știu dacă iei sau nu. Lasă-mă, Roxa, nu te mai e agitată. Păi nu, frate, dar să bag picioarele. Bobi, se pare rău. Adică era frumos pare... să vii. Este frumos, foarte... Era frumos să vii să... Bine, dragă, oricum nu vreau să mă cer cu tine. Ești nesimțită că le-ai luat fără nesimțită să ești tu. Nu, eu nesimțită m-am născut. Și eu am devenit cumva persoană nesimțită ca tine. Nu, stai liniște, poți să ți le bagi în curs, că eu pot nu, să-mi cumpăr. Dragă, să-mi cumpăr altele, stai liniștită. Crede-mă că îmi permit mai mult decât îți permis tu. Nu cred. Ba, azi eu sunt sigură. Vrei să zic adevărul? Acum are și ea dreptate. Da, mă, naba, este foarte adevărat, are dreptate. De aceea mi-am cerut și scuze, adică, dar nu înțeleg de ce reacționează așa și de ce continuă în pană. Mă, crede că ți-ai făcut și tu cadou. Ai, frate, mă, lai. Mă, pe cadou ei. Cadou, a? Picioarele în cadourile ei. Își le bage, na. Hai să te văd acum, Ana. Ce ai să faci? Te-ai văzut. Păi da, dar vreau să-mi spui tu că... Tu ai greșit, nu am greșit eu. Și automat când tu îmi răspundeai mie cu... Cum îți nonșalanță? Eu mi-am cerut nimic. Scuze, dacă Ana. Vorbim mi-am una peste cerut alta. Scuze! Vorbim una peste alta. Nu, hai, vorbim înțeleg separat. Hai, hai vorbește. Nu vorbesc? Prioritate. Exact cum ai făcut cu fardurile. Parcă le voiai înapoi, cu ea și vorbește. Tu așa e schimbătoare. Na, hai. Ce-am mai râs. Și eu draga mea, tu ai greșit pentru că nu, eu nu ți-am făcut ție ce ai făcut tu. Ți-ai cerut scuze, dar într-un mod foarte ironic, unul la așa mână și a văzut scuze pe filmare cum vorbeai. Vai, scuze. Păi așa sunt ironică, falsă. Pe bune. Cum vreau eu sunt. Ai vreo problemă okay, cu mine? Ok, atunci nu te supărai pe mine pentru că ți-am zis adevărul. Că-s nesimțită. Exact, tu ai zis tu, eu nu mai zic nimic, ți-am zis, te faci tu singură. E, păi, pe parcursul acestei emisiuni o să vezi cât de nesimțită sunt. O să te demonstrez eu cât de nesimțită sunt. Vă rog să nu vă jigniți asta unul la mână și rog să nu știu dacă îți spun și ție ce am spus și n-avei. Crezi că asta este atitudinea potrivită? Pentru un star? Da. Da, zicea mai devreme, să fac mai devreme ce Ana că trebuie să se asume și să-și ceară iertare, dar acum că ea și-a asumat și-a cerut iertare. Nu, și-a cerut într-un mod ironic, s-a văzut pe filmare, dacă erai atentă la filmare, observai că ea vorbea foarte ironic și foarte de sus. Să înțeleg că pe ea o deranjează modul în care vorbesc eu sau tonalitatea mea sau cum îmi cer eu scuze sau fac. Acum nu vorbești ironic, acolo vorbeai. Eu știu ce vrea ea. Eu vorbeam cu doamna Gabriela. Ce vrea să-i mai distrugi niște farduri. Păi le distrug, da. Distrugele, dragă. Ce să zic? Dacă atâta te duce... Să spun de la ea că tu ești nu prăștiată încât le lași peste tot și toată lumea se poate folosi de ele. Serios? Da.
Mi-e frică de tine de nu mai pot, da, ce să zic. Da, și mie de tine, uite, mă, deja... Prietenii mei de acasă, vă rog frumos să-i trimiteți niște mesaje de alea frumoase. Votați-mă, Rockstar Music Office. Da, votați-o. Mulțumesc. Cu niște mesaje să care să zică lumea cum sunt eu. Să nu uiți să mă votezi. Nu, dragă, te m-ai rog, votat dar chiar deja. Te rog, te-am votat, mm-hmm. Ai vrea? Hai să vedem. Nu, eu o să evit de acum, doamna Gabriela, chiar o să evit absolut orice conflict, pentru că nu are rost să mă cer cu nimeni și nu are... Știu de ce am venit aici, știu ce vreau. Vota asta. Și o să mă concentrez doar pentru asta. Știe cum vreau să facem discuții. Dar nu m-am băgat în nicio discuție. Să caute materiale. Ai băgat în discuția Alexandrei cu prietena ta. Dragă, dintre noi două, nu știu care a căutat mai multe materiale. Băi, materiale, băi, fetelor. O să vedem. Băi, da, mă. Teroare. Fetelor. Eu cred că, bă, nu știu, dar cu atitudinea asta nu cred că o să ajungeți nicăieri. Eu v-am zis, doamna Gabriela, dar cum o să evit? Gândiți-vă că telespectatorii sunt în momentul ăsta cu telefonul mobil în mână și se gândesc dacă să o urmărească pe pagina de Instagram pe vreuna dintre voi. Ce credeți că o să se întâmple? Că pe mine sigur mă vor urmări. Și noi aici. L-o să voteze. Eu las la aprecierea lor. Se vede cine a greșit, se vede cine a avut dreptate. Se vede cine, se vede cine a vorbit sincer și deschis și a spus adevărul cum dreptate era. Dreptate aveți amândouă. Nu, eu am avut dreptate pentru că ea vorbea foarte ironic, mi-a răspuns într-un fel ironic. Măi, fate, eu mi-am cerut scuze, eu am făcut așa cum știu ei, eu mai bine. Așa a fost și vorbea într-un fel în care, dacă eu răspundeam la cineva așa, sigur îmi zicea că sunt o ipocrită. Despre dar nu vreau să vă luați în brațe? Nu. Sigur, nu vrei să fug și cu ea. O să demonstrez că vreau să trec peste conflictul ăsta. Chiar o să demonstrez lucrul ăsta. Da. Că vreau să trec peste conflictul ăsta. Bine, ok. Dacă tu demonstrezi, demonstrezi și eu că încerc. Bine. O să fiu aia deșteaptă, îți promit. Fii tu aia deșteaptă, că nu ești blondă, gen. Putem merge mai departe sau mai aveți niște răutăți să vă spuneți? Ca să eliminăm din rădăcină. Curmați-ne suferința. Aș vrea să mergem la subiecte mai plăcute, dacă...